Haval. Călătorește prin țară în siguranță. Prieteni, noi am ajuns la Ungheni și astăzi urmează să descoperim acest minunat raion. Tradițional ne-am urcat pe inscripția de la intrare în oraș. Oameni muncitori, cultură, tradiții, natură, cu toate se poate mândri raionul Ungheni. Echipa Ture Tur vă invită să călătorim prin această minunată zonă! Alina, nu știu cum tu, dar astăzi eu, atent, astăzi eu vreau să pun punctul pe ei! Bun găsit, Ungheni, cu oameni deosebit de talentați. Fie vorba între noi, unii dintre ei au ajuns chiar și la Jocurile Olimpice și asta spune multe despre capacitatea sportivă a ungenenilor. Dar să o luăm de la un capăt. De ce merită să faci peste 100 de kilometri de la capitală ca să ajungi în acest colțișor de Moldovă, situat pe malul estic al Prutului? Acum este scăzut, dar oricum vom avea parte, sper eu, de o experiență frumoasă, pentru că vom parcurge practic traseul, care este parcurs atunci când se efectuează patrularea zonei de frontieră între Republica Moldova și România. Ia uitați-vă ce priveliște frumoasă avem acolo în spate și colegii s-au oferit să ne spună cum funcționează tot sistemul aici la frontieră. Unii au fost în stare să facă aproape 2000 de kilometri ca să ajungă odată în Ungheni și să rămână pentru totdeauna. Bunii mei prieteni, noi am ajuns aici prin niște drumuri foarte dubioase și destul de complicat de urcat, dar sper că locația merită eforturi pe care l-am depus, Nikita, da? Merită la sigur. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți dumneavoastră? Sănătos! Sănătos! Doamna Raisa, jos pălărie! Sunteți arătați foarte așa, franțuzești îmbrăcate! Mulțumesc! Este cazul ungheneanului cu origini franceze, Philippe Chaudière, care este cetățean de onoare al municipiului Ungheni. Noi suntem în vizită la o familie foarte populară aici, în Ungheni, Philippe Chaudière și Raisa Maxim Chaudière, care s-au cunoscut în România, în Iași, în anul 2000. În 2004 au început să locuiască împreună, iar în 2010 ați făcut o nuntă. Am jucat solid. O nuntă. Nuntă moldovenească, da? Nuntă moldovenească. Decizia de a se muta cu traiul la Ungheni a fost luată rapid. Soția acestuia, o moldoveancă înfocată, i-a furat inima, după care l-a furat fizic chiar și din inima Franței, ca să-i arate o altfel de viață, la fel de plină de culoare, în Moldova. Son aspect vivant, ce personnage très positif. C'est quelqu'un de très positif, de très vivant, de très... Et j'avais... Était bien Petromine. J'ai découvert des femmes avec des yeux magnifiques. C'est un pays francophone, la Moldavie. Mm-hmm. Donc partout où je vais, on s'efforce, on parle français, tout ça. Alors ça me contrarie. J'ai commencé à apprendre la langue roumaine en Roumanie, et puis je me suis complètement laissé aller en Moldavie comme ça. Eu vreau să înțeleg cum v-ați pomenit aici, suburbia Ungheniului. Exact. A venit aici, dar era totul așa, paragenă, știți, deal, nici nu mai știa chiar pe adevăr. Era... Și Filip s-a interesat, a văzut căsuța asta care era este aici. A zis, nu, mergem și cumpărăm. Eu intrăm într-o aventură care nu-i de noi. El a zis, eu... J'ai besoin de créer, de faire des choses. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait pendant le Covid-19. Je vous montrerai. Acum, je vais faire une exposition. Je vais vous montrer.
Philippe Chaudier a implementat la Ungheni peste 25 de proiecte sociale ce țin de dotarea instituțiilor medicale cu utilaj medical și medicamente. A renovat centre medicale pentru bătrâni și grădinițe, iar implicarea lui civică nu a rămas neremarcată de către președintele Franței. Când suis arrivé en Moldavie, j'avais un statut de humanitaire. J'avais une carte de CDR peintre humanitaire. D'où part, c'est Castorite, maintenant c'est rapprochement familial. Je suis en République de Moldavie, en rapprochement familial, j'ai une carte de CDR. Mais mon activité principale ici en Moldavie, c'était l'humanitaire. C'est une chaîne humaine extraordinaire de solidarité avec la Moldavie. Donc c'est des Français qui viennent ici, c'est des Français qui investissent ici, c'est des Français qui ont des prix étinés ici et qui viennent depuis maintenant plus de 10 ans ici. Nous avons réalisé 33 extraits de camions de 120 mètres cubes de matériel médical. Pour toute République. Alors, hôpital d'Ungen, bien sûr. Républicaine à Chișinău, hôpital numéro 1, hôpital d'Unchest, hôpital de Ungen, hôpital de... J'en oublie. De Bălți. De Mancarmo de Venesc, mais en réalité, maintenant que tout, maintenant. Me place mai mult. Am înțeles, plăcintele vă plac. Plăcintele îmi place. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien... Sarmale? Non, pas, ça, pas trop, quand même. Non, pas trop. Dar borșul? Mais voilà, borș, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les borș, j'aime beaucoup. Colțișorul lor de rai păstrează eleganța franceză. Planta asta care vine din părțile mediterane. Ea se mănâncă la Crăciun. Acum o lăsăm să crească, de obicei crește până la 1 metru, 1 metru și. Și acolo mai avem de vale un teren unde Filip, chiar săptămâna care vine, îl pregătește pentru a planta, așa s-a gândit el, vreo 50 de pomi de migdale. Florește foarte, foarte frumos. Este o plantă adusă din Franța. Accentul franțuzesc este destul de prezent în orașul Ungheni. Deloc întâmplător, acest oraș are propriul pod Eiffel. E foarte periculos, eu nu știu cum merg oamenii pe aici, dar e riscant. Ia uitați pe ce frumos și spectaculos arată acest pod, care niciodată până acum nu a fost renovat. O informație foarte utilă și foarte importantă pentru voi toți, că acest pod este numit și podul de flori. Anume aici, la începutul anilor 90, s-a făcut unirea între cele două maluri ale Prutului și el are și o încărcătură simbolică. A? Foarte frumos! Măi, dar aici e risc să amețești, scazi și traumezi. Această construcție metalică se întinde peste Prut între Ungheni și Comuna Ungheni din România. Cei care vreți să ajungeți aici în calitate de turiști, neapărat trebuie să știți un lucru foarte important. Accesul este permis doar cu acordul poliției de frontieră. Faceți un aviz preventiv, după aia primiți un document special, veniți aici, vă bucurați de viață, faceți poză, doar nu în direcția frontierei române, iată, așa ar fi bine, în direcția asta tot, acolo sunt colegii de la poliția de frontieră care ne-au permis accesul. Ea urma să asigure comunicarea dintre Ungheniul din partea stângă a Prutului cu localitatea omonimă din dreapta râului. Din cauza inundațiilor, încercările anterioare de a construi un pod fiabil au eșuat. Podul a fost proiectat și construit de inginerul constructor Gustav Eiffel, care fusese invitat la Ungheni de către Direcția Căilor Ferate din Basarabia. Podul Eiffel este numit de localnici și turnul Eiffel culcat. Lângă pod mai este și patrula de paza podului, care este supravegheat 24 din 24 cu schimbul pe loc, adică el nu poate fi lăsat, este ca un obiect deosebit. Datorită faptului că a fost un proiect bine gândit, nu a fost nicio intervenție cu privire la o reparație oarecare, măcar că trenurile au circulat non-stop. Acest pod este numit și poarta de vest a Republicii Moldova.
totodată, podul Eiffel este și în topul celor 5 atracții turistice din centrul Republicii Moldova. Și într-adevăr, arată spectaculos. Niciodată, oameni buni, niciodată nu a fost renovat. Asta înseamnă calitate și frumusețe. Apropo, situația geografică specială la răscruce de drumuri a constituit cheia pentru ascensiunea Ungheniului. Noi am ajuns aproape de granița cu România și ne împărțim în două tabere. Alina, unde mergi? Eu vreau să merg la Bandanța de Pomponie, dar tu cred că mergi la Vama. Cetățeni, noi continuăm activitatea noastră la poliția de frontieră, punctul de trecere de la Ungheni. Ia uitați-vă cum am pornit la patrula terestră. Specificul sectorului poliției de frontieră Ungheni este că avem anume calea aceasta de acces dintre state, Republica Moldova și România. Ce faceți propriu-zis și cât de important este câinele ca membru al echipei poliției de frontieră? Câinele ajută foarte mare la poliția de frontieră. Ajută. Am un câine special. El caută exploziv, muniții, are 3 ani de zile la moment. El se vede foarte bine tot sectorul. Două, trei persoane. Mergem nu mai mult. Îți dăm serviciu de la sector până la sector care l-aveam pus cât șef. Verificarea malului Prut, cât a nostru, cât a român. S-a trecut. Municipiul Ungheni te predispune la experimente. Astfel, un moldovean stabilit cu traiul în Italia decide să revină acasă cu un proiect inedit. Plantele astea le-am văzut în Italia, unde au creștere deosebită și mult mai mare, deoarece sunt perioada de vegetație este mult mai mare în comparație cu la noi, pe umiditatea este mai mare. Scopul acestei plantații este masa lemnoasă care va fi folosită în industria mobilă. Acest lemn este denumit aluminiul lemnului. Este un lemn foarte ușor, însă în același timp este foarte dur. Florin Popov a plantat pe dealurile din Ungheni peste 20 de hectare de paulonia sau polonia, cum îi zic oamenii din partea locului. De ce ați decis să vă întoarceți din Italia și să puneți pe roată o astfel de afacere? Cu toate că am stat 10 ani în Italia, am decis să investim în Republica Moldova. Această clonă este special făcută pentru clima Republicii Moldova, a României, a Rusiei. Rezistența este la minus 25 grade Celsius iarna și la plus 40 vara. Deci este o clonă special făcută pentru așa climă. Acest copac minune crește într-un an cât alții în 10. În România, unii antreprenori înregistrează profit chiar și de 100.000 de euro de pe un hectar de paulonia. Ce venituri oare poți scoate în Moldova? Profitul va fi în decurs de 5 ani. Ceea ce am văzut în Spania și în Italia. Deci la noi mai punem maxim un an în plus. Cred că în 5-6 ani o să avem prima roadă. Un copac la primul an de la plantare are în jur de 2 metri acum. În mod normal, până la sfârșitul perioadei de vegetație ajunge la 4 metri. Acest copac va fi tăiat de la rădăcină în primăvară, martie-aprilie, când îi permite timpul, și după aia va da din nou, la fel la înălțimea de asta, de minimum 6 metri. Nicanor Buzovoi, nu știu dacă îl mai poți intriga cu ceva. Are afaceri în agricultură de 10 de ani.
Este membru al unui grup de fermieri din care fac parte și producători din Statele Unite ale Americii, Argentina, Marea Britanie, Franța, Germania și nu doar. În agricultură rămân cei care sunt dedați pământului, care sunt captivați de acest lucru. Cu părere de rău, cam puțini acum, în ultima vreme, sunt din ăștia. Potențialul pământurilor ne permite ca să căpătăm roade și mai decât în Europa le capătă. Neanica Nor vede un potențial enorm în dezvoltarea acestei regiuni. Tocmai de aceea își dorește să investească și în agroturism. Noi intrăm în traseul turistic. Mult se vorbește despre drumul vinului. Eu cred că aici undeva noi o să ne axăm. Turiștii venind încoace, noi nu numai pur și simplu producerea, că noi aici vrem să arătăm și producerea de vin și gustul vinului. Pe lângă faptul că faceți agricultură clasică, aveți și alte activități în domeniul dezvoltării turismului. Ne-am început tot la lucruri simple. Am făcut prima ce am făcut-o noi, în 88, o tabără de odihnă pentru copii. Ei, dar cu timpul, când erau greutățile cele din anii 90, am fost nevoit să abandonăm această activitate. Acum, după aproape 15 ani de stagnare, ne-am apucat să restabilim această bază de odihnă, cu condiția că să facem condiții, în primul rând, pentru oamenii noștri. Saun avem, teren de sport este, de pescuit se poate, avem și un lac micuț cu pește. Cu ce ai putea să-i mai impresionezi pe turiști? Sigur, cu bibelouri create manual cu mare dăruire la fabrica de ceramică din Ungheni. Noi suntem la fabrica de ceramică din orașul Ungheni, iar aici eu încerc să o gestionez corect pe Alina printre aceste minunății, doar că șofer din mine ca din Alina Olar. Cum intri pe ușa fabricii de ceramică, ți se pare că timpul s-a oprit în loc. Работал грузчиком и все время ловили меня на ступеньках, что я смотрел, как гончары работают. Тогда мало гончаров было, в 82-м. И постоянно видят, что меня нету. Надо таскать продукцию. А молодой, 17 лет. И ловили там постоянно. А потом освободилось место, говорит, да ты не хочешь попробовать покрутить? Ну, конечно. Я смотрю, у вас бицепс довольно такой крутой. Да не вот крутой. Меня, давайте покажите, какой у вас бицепс. Да не никакой. Ну, вы, конечно, силач. Я скажите, только начал. Нужно физически быть хорошо готовым, чтобы делать все это. Ну, я бы смог. Вот смотрите на мой бицепс. Валюшка весит килограмма два. Ну, зависит от изделия. Если она весит 5 килограмм, 1500 оборотов в минуту. Iată aici sunt pregătite oalele, oale în care ulterior vor fi păstrate sarmale sau de alte bucate. Pregătirea unei oale durează 5 minute, după aia ea trebuie să se usuce 7 zile, după ulterior este vopsită tot în câteva zeci de minute și trebuie de două ori arsă pentru ca să fie trainică. În aceste momente eu vă arăt cum trebuie să urci la acest dispozitiv, așa, fain? И так между ног. Аша. Я уже готов. Я знаю, что мне делать. Так, ногу вот сюда, вот. Так. Берите длину в левую руку, возьмите кусочек маленький. Маленький кусочек. Боже мой, что я делаю? Я неправильно делаю эти вещи. О, так круче, так круче. Все, теперь тормозите. Я uitați oameni buni, cum începe procesul de creație la fabrica de ceramică. А? Теперь красавец! Первое дело, мы учимся центровать. Не, oameni buni, dacă sincer, eu credeam că este mult mai simplu să faci acest lucru, dar acum realizez că e destul de dificil, migălos și destul de creativ. Un proces în care mereu trebuie să ai simțul mâinii. Rezultatul final, Dorin Galben, la fabrica de ceramică din Ungheni. Avem lucrarea finalizată, trebuie să recunosc că n-am făcut-o singur el, cu ajutorul colegului meu, care e mult mai tânăr, dar mai bine cunoaște acest proces. Deci ar trebui așa, da? Da.
Ai de capul meu, prieten! Iată, asta înseamnă creație. Fain? Vă place? Procesul tehnologic de realizare a unei piese include mai multe procese asigurate de o mână de muncitori care nu-și imaginează existența fără această muncă. Alături de mine este doamna Tatiana Șișchina, care lucrează la această fabrică de ceramică deja de 52 de ani. Dumnezeu, de fapt, ar prefera 25, dar ea este o adevărată veterană în acest domeniu. Este творческа работа. Здесь мы и учились работать, потому что каждый труд, каждая работа имеет свои особенности и трудности. И для того, чтобы освоить свою работу, мы учились 3 месяца для того, чтобы освоить, как держать пипетку, как работать с турнеткой, как выполнить. А чем вы именно занимались? Всегда разукрашивали? Рисовали. Вагонами шла наша продукция. Мы делали очень мелкую и очень дешевую продукцию, и пользовалась спросом везде, везде. Всегда была востребована продукция. Ну, всегда нужна продукция. На каждом столе, в каждом доме нужна национальная такая глиняная посуда, потому что глина – это такой продукт, который из этой глины можно сделать любое изделие, которая необходима в хозяйстве, в доме. Încercăm și noi să ne lăsăm amprenta pe unele vase de lut, că la capitolul imaginație nu ducem lipsă de idei. Noi acum avem posibilitatea să facem un suvenir pentru echipa Tour Retour. Eu voi fi autorul acestei capodopere. Vreau să vă zic că este destul de dificil să desenez cu creionul pe farfurie din ceramică. Această farfurioară este aproape gata. Eu sper că doamna Tatiana o să ne ajute și ea va nimeri în mâinile echipei noastre când emisiunea va fi deja finalizată. Сперва нагреем ее понемножку, а потом она обжигается 950 градусов. Боже мой, тут горячо вообще. Так правильно? Давайте быстренько в печку впихнем это. Вот так потихоньку. Так, так, так. А по украинскому мы правильно сделаем? Да-да, я знаю. Я знаю. Вот так потихоньку. О, боже мой. Что, идеально? Да, вот так. Я, Хастан, сяну вамень бунь, хорничий, адеварата, аич, лаунгень. Дорин Галбен и домнул Василий ау факут месерия пына на хал. Iată, aici are loc procesul de glazurare a ceramicii pentru ca să lucească și să fie foarte frumoasă. Fiecare obiect din această cameră pleca în toate republicile sovietice. E vestit orașul Ungheni. Vorbim despre acei oameni care sunt în stare să miște munții din loc prin puterea ce o au. Câțiva sportivi originari de aici au ajuns și la Jocurile Olimpice, fiind ghidați de același antrenor de atletism, Mihai Grosu. Prieteni, noi ca să dăm tonul emisiunii de astăzi am venit la stadionul central din Ungheni și avem ocazia să luăm lecții de atletism de la unul dintre cei mai buni antrenori din Republica Moldova, domnul Mihai Grosu. Alina are echipamentul potrivit, domnule Grosu? Da, eu sunt. Domnul Grosu l-a ajutat să obțină performanțe pe atletul Valeriu Vlas, care a ajuns la Olimpiada din 96 de la Atlanta, iar în 2000 a participat la maratonul de 42 de kilometri de la Sydney, Australia. Efim Moțpan din Cornești, specializat în marș sportiv, a reprezentat Republica Moldova la proba de 20 de kilometri marș la Jocurile Olimpice de vară din 2000, care s-au desfășurat tot la Sydney. O altă ungheneancă, Valentina de Lion, a revenit cu medalie de la Jocurile Olimpice de la Beijing, China, în 2008. Jocurile Olimpice de la Beijing, care, așa, dacă ne uităm, e istoric,
au fost cele mai grandioase Jocuri Olimpice și unde au participat toate țările lumii. Foarte grele condiții climaterice, de stepă, de căldură, deși ea pur și simplu n-a putut să parcurgă distanța până la capăt. Aha, abandonat. Păi... Dar s-a calificat cu un rezultat destul de bun. S-a calificat, fiind împreună cu sportivii pe traseu, altfel îi controlez, altfel... E mult mai efectiv antrenament. După o oră deja folosesc bicicleta. Oh, da, dar am grijă să alerg, să mențin condiția fizică, fiindcă alt fel de antrenor posibil. În prezent, acest antrenor de valoare crește noi sportivi dornici de performanțe la nivel mondial. Înainte ca să vin la atletism, să-l găsesc pe domnul Mihai, m-am ocupat 5 ani cu fotbalul. Și apoi am... Din mic copil îmi place sportul, alerg. Cum să devii campion național în atletism? Păi, ca să devii, noi depunem mult efort, multă muncă. Muncim chiar în fiecare zi câte două antrenamente fac pe zi. Eu zile de odihnă nu am, în nicio zi. În fiecare zi sport și iarăși sport. Ca să ajungi la Jocuri Olimpice, normativul e dur, e undeva mai sus din nivel de clasă internațională. Eu am făcut fotbal profesionist foarte mult timp. Din experiența mea de la liceu sportiv știu că anume alergatul consumă foarte multă energie și pentru ca să reușești pe termen cât mai îndelungat să menții, trebuie să alergi într-un anumit fel. Pui piciorul sub tine vertical, încărcat înseamnă că ai de deget și împingi. Dar mâinile mâinile stau, ajutăm foarte mult cum aleargă unii în parc. Așa aleargă. Apropo, campioane mondial așa aleargă, din cât eu mi-amintesc, din Marea Britanie. Aleargă foarte, foarte împrăștiată. Asta e consum de energie în plus? Da. Deci acum se recomandă practica internațională. Mâinile trebuie ținut în echier, relaxat. Am văzut relaxat. Africanii cum aleargă, ei aleargă cu mâinile foarte ținute așa de și nu le prea agită. Mâinile n-ajută. Ele nu mă apasă în curs, dar să menții echilibru. Este prea puțin ca să reușești să le vezi pe toate. Spre seară, într-o suflare, ajungem și la rezervația naturală Plaiul Fagului, care are o deosebită valoare turistică. Pe teritoriul rezervației este amenajat un traseu turistic cu scopul promovării arborilor cu fagi seculari. Am foarte mulți prieteni care vin de la mine în ospiție, chiar din oraș, din Bălți, din Chișinău, din alte părți. Adică noi câteodată ne obișnuim cu asta, cu așa ceva, dar ei când vin, pentru că așa ceva e nepomenit. Natura, codri. Ne furișăm și în Casa Mierii, o prisacă care se află într-o zonă ecologică. Vă dați seama cât de întrebată este mierea acestor albini în rândul cunoscătorilor? Și cum ne-a să v-ați pomenit aici, ca să înțelegem și noi cum un apicultor pur și simplu poate vine să-și facă o casă a mierii aici, să aibă peste drum albine și să se bucure de viață? Această casă e tot a fost făcută de stat, dacă vreți putem să mergem înăuntru, acolo este și o linie foarte mare de ambuteliere a mierii. De ce înțeles această ocupație? Soția e din regiunea asta. Noi aici am avut așa ca o casă și am pus vreo câteva stupuri. Să vedem. Adică să avem niște mierii de-a noastră. Și mi-a plăcut și am început. A procura albine, a procura stupuri noi, totul nou. Și acum am deja trecut și cu traiul încoace. Dacă avem și casa noastră, avem și o prisacă marea noastră. Muncitorii rezervației nu țin cont de orarul unei zile de muncă. Îi găsești la meserie, chiar și la o oră târzie. Și mare ne este mirarea să-i găsim bine dispuși și dornici de oaspeți, pentru că doar oamenii care își fac munca cu dedicație au puterea să valorifice potențialul acestei țări, chiar și pe vremuri deloc ușoare. Într-un final, după o zi nebună prin raionul Ungheni, am ajuns la rezervația naturală Plaiul Fagului și aici avem un cerb domnesc care are 6 ani, îl cheamă Tomic și a fost domesticit de către pădurarii de aici și chiar dacă este lăsat în libertate să meargă unde îi poftește sufletul, el oricum de fiecare dată revine aici. Vă sugerăm să veniți aici din start ziua, că aveți multe de văzut aici și să-l cunoașteți neapărat pe prietenul nostru nou. Un pic sunt speriată pentru că prietenul nostru cu coarne e puțin agresiv. Priviți cum el...
Aha! Vedeți cum împunge? Împunge pentru că nu-i place atenția noastră. El e modest băiat. Haval. Călătorește prin țară în siguranță.